Dragii noștri, Lucas și Amina, din toată inima dorim să vă bucurați în toate zilele vieții voastre de cântările Domnului. Să vă bucurați în toate zilele voastre de prezența Domnului în casa voastră. Astăzi sunteți înconjurați cu atâta dragoste de rude, de prieteni, de cei veniți de departe sau de aproape, dar vreau să vă asigur de un lucru, că aproape de voi în această zi este Domnul însuși. Și Domnul este aici ca să vă binecuvânteze. Noi suntem foarte bucuroși de voi. Mă uit spre voi. Cred că nimeni nu îndrăznește să mă contrazică. O pereche excelentă vă stă tare bine alături. Mă uit la chipul vostru, la zâmbetul vostru, la bucuria voastră și din toată inima am doresc ca bucuria aceasta să rămână în toate zilele vieții voastre, în inima voastră și pe chipul vostru. Însă în această zi am să îndrept un cuvânt potrivit pentru voi, potrivit pentru cei ce sunt prezenți în adunare, și aș vrea să aduc aminte tuturor că Dumnezeu în bunătatea Lui, El totdeauna a căutat să-L fericească pe om. De când este omul pe acest pământ, cel ce a căutat fericirea omului a fost Domnul. Și pentru aceasta Dumnezeu a creat două entități ca să-L fericească pe om. Una ca să-L fericească în viața de pe acest pământ și una ca să-L fericească în viața viitoare. Cele două entități sunt, înțelegem fiecare dintre noi, familia și biserica. Ei bine, ceea ce este interesant este că și în familie, și în biserică, se intră pe baza unui legământ. Astăzi vedem cum cei doi. Luca și Amina, intră prin legământ în familie când i-ați văzut la botez, tot prin legământ au intrat în biserica Domnului Isus. Și nu pot astăzi la această nuntă decât să zic și să proclam bun este Domnul, care poartă grijă de fericirea noastră a tuturor. Și acum, legământul acesta e atât de important, atât legământul prin care intrăm în fericirea pământească, care este familia, pentru că vreau să mă fac foarte clar pentru toți cei de aici. Dumnezeu când a întemeiat familia, a întemeiat-o pentru fericirea omului. S-a uitat la bietul Adam care era singur și a zis, nu e bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit și după ce a făcut ajutorul potrivit a zis, toate sunt foarte bune. Pentru că nu este împlinire pământească mai mare decât o familie reușită și binecuvântată de Domnul. Dar ascultați-mă bine, nu este împlinire veșnică mai mare decât Biserica lui Hristos, care are menirea să fie luată într-o zi de pe pământul acesta și dusă ca să fie mireasa lui Hristos la nunta cerească. Ei bine, în această fericire, spun încă o dată, Dumnezeu a vrut să intrăm prin legământ. Și ce înseamnă legământul acesta? Trei lucruri. Pe care vreau să le spun. Când cineva intră în legământ, trebuie să aibă în vedere câteva lucruri. Voi aveți nevoie de legământ astăzi. Știți de ce? Am spus că arătați așa de bine și sunt sigur că ați fost foarte atrași unul de celălalt în perioada aceasta care v-a făcut să vă dați mâna și să vă porniți împreună pe drumul acesta al familiei. Dar trebuie să vă spun ceva. Cu mulți ani în urmă, bunicii voștri erau tot așa frumoși ca voi. Și astăzi sunt cărunți, sunt ridați, tot frumoși. Amin. Ei bine, ceea ce vreau să vă spun este că ceea ce îi ține pe oameni la oaltă cu adevărat este asumarea responsabilității unui legământ. Și astăzi voi sunteți aici ca să încheiați legământ cu Domnul și spun încă o dată, și în biserica aceea menită să ne fericească pentru veci, tot prin legământ să intră. Și lucrurile pe care vreau să le spun despre legământ astăzi, trei lucruri pe care n-aș vrea să le uităm. În primul rând, legământul presupune renunțare. Cu asta începe legământul. nu așa că e dureros să zici renunțare? Adică trebuie să lași lucrurile din trecut pentru că începi o viață nouă. De astăzi sunteți familiști. Ei, trebuie să lăsați obiceiurile voastre vechi și să aveți obiceiuri care plac celuilalt. Să vă formați obiceiuri noi. Trebuie să lăsați relațiile voastre vechi, prieteniile vechi, dacă n-au fost ceea ce trebuiau să fie și să știți că de astăzi înainte voi sunteți cei mai buni prieteni, soțul și soția, adică persoana numărul unu, probabil v-am spus asta la consiliere, cea mai importantă persoană de astăzi înainte pentru tine, Lucas, este Amina. Amin. Cea mai importantă persoană pentru tine, Amina, de astăzi înainte, este Lucas. Amin. Ei bine, se schimbă lucrurile, e o renunțare la cele ce au fost. E o renunțare, nu mai aveți aceeași condiție. Le lăsați în urmă pe celelalte. Știți că și când se intră în biserica lui Hristos, e nevoie de renunțare? Și acolo, dacă la căsătorie noi zicem, omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, va lăsa și se va lipi. Știți că și intrarea în biserică înseamnă lăsare? Oricine nu lasă mamă, tată, frat, suror pentru mine și pentru împărăție nu este vrednic de mine. Renunțarea este implicată într-un legământ sănătos și durabil. Apoi, angajamentul este și el implicat. Renunțare, angajament. Ce înseamnă aceasta? Zice prorocul Maleahi, vorbește despre căsătorie și zice, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Astăzi aici este Domnul martor la legământul acesta. La botez, de asemenea, Domnul este martor. Ei bine, ceea ce aș vrea să înțelegem este că pornirea spre fericirea pământească începe cu renunțare, continuă cu angajament. Adică, cei doi se angajează să rămână pentru totdeauna împreună. Îi veți auzi când va fi momentul cununiei. Ei se angajează să fie pentru totdeauna împreună. Chiar dacă se mai schimbă fața, chiar dacă se schimbă culoarea părului, tot împreună. Cine intră în biserica lui Hristos, tot așa se angajează să rămână pentru totdeauna lângă Hristos. Pe vreme bună sau pe vreme rea, în încercări sau în zile de bucurie, totdeauna lângă Hristos. Așadar, Renunțare, angajament și apoi intimitate. Adică, cei doi, când întemeiază o familie, ei vor avea cea mai frumoasă intimitate, cei mai apropiați. Ei își vor deschide sufletul unul în fața celuilalt. Vor trăi aproape unul de celălalt, vor împărtăși necazurile și bucurile lor unul cu celălalt. E intimitatea aceasta. Nu se poate altfel. Așa se ajunge la fericirea pământească pe care o oferă familia, prin intimitate, dar și la fericirea veșnică. Se ajunge tot prin intimitate cu Hristos. Stăm cu El, cu Domnul de vorbă, despre toate ale noastre. Și acum, dacă puneți la oaltă cele trei cuvinte pe care le-am amintit aici: renunțare, angajament și intimitate, și vrem să facem un acronim din asta. R, de la renunțare. A, de la angajament. I, de la intimitate, rai iese. Amin. Și vreau să vă spun că Domnul rai vrea să facă din casa voastră. Amin. Și vreau să vă spun tuturor că Domnul rai vrea să ne ducă pe toți. Dar pentru aceasta este obligatoriu să înțelegem că fiecare dintre noi Trebuie să stăm în legământ cu Domnul și legământul înseamnă renunțare, înseamnă angajament și înseamnă intimitate. Dumnezeu să ne înțelepțească pe toți, să înțelegem că El, când binecuvântează oamenii și le dorește fericirea, fericirea pe care o oferă Domnul, este nu alta decât ceea ce noi numim Raiul. Uitați-vă, când a întemeiat Domnul prima familie, uitați-vă în Cartea Genezei și veți vedea că e scris. Prima dată Dumnezeu a făcut raiul și acolo în rai a făcut familia. Și pentru noi, cei ce intrăm în biserica lui Hristos, Dumnezeu a pregătit raiul, citiți despre el în cartea Apocalipsei, și veți vedea că Dumnezeu a pregătit raiul pentru noi. Dar nu putem ajunge acolo dacă nu lăsăm în spate lucrurile vechi, păcătoase, dacă nu ne angajăm să rămânem cu Domnul toată viața noastră și dacă nu trăim momente de intimitate cu Domnul, rugându-ne lui, ascultându-l cum ne vorbește, vorbindu-i prin rugăciunile noastre, tocmai asta vrea Domnul de la noi. Lucas și Amina. în ziua de astăzi, voi sunteți pe pragul raiului pământesc. Nu greșesc asta. Veți auzi o grămadă de văietători în lumea asta care vor zice, vai, viața este grea, viața este complicată. Ascultați-mă bine. Fericirea și raiul familial nu depinde așa de mult de ce ai, de ce știi, ci depinde de cel pe care îl ai alături. Și de aceea vreau astăzi să vă chem. Nu uitați, un rai poate să fie casa voastră când lângă Lucas și Amina va fi Domnul prezent. În rai veți putea ajunge fiecare dintre dumneavoastră când în suflet îl veți ține aproape pe Domnul și El, dacă va sta aproape de voi aici pe pământ, vă va lua să fiți cu El la El acasă acolo. Domnul să binecuvânteze în ziua de astăzi sărbătoarea, sărbătoriții, dar pe toți cei prezenți de potrivă. Amin.